Pe scena festivalului Tinerețea Cântă s-a perindat un număr mare de interpreți, dintre care unii au devenit interpreți cunoscuți în rândurile minorității noastre, profesori de muzică și nu numai. Pentru weekendul viitor se pregătește o nouă ediție. S-a ajuns la ediția 35 -a, a festivalului, s-au anunțat soliști din mai multe sate, din Coștei, Petrovăsăla, din uzdin, din uzdin, ofcea s-au anunțat și din Vârșeț, Sperăm să fie totul în regulă. Pe lângă cei scusiți și anul acesta pe scenă vor urca debutanți. O avem pe Valentina Secheșan, pe care o cunoașteți de la Folklore, de la Festivalul de Romanțe, de la Tamburița Fest, care în acest an ne orează și pe noi cu prezența. Este extrem de talentată și cu o dulceață în glas aparte. O avem pe Andreea Evi din Ofcia, care are un timbru vocal deosebit. Și, desigur, și Bianca Bălan, care se dește de la noi din Uzdin. Anul acesta, Festivalul Tinerețea Cântă, va avea loc două zile. În prima zi vor fi soliștii din Serbia și în ziua a doua vor fi soliștii din România, mai precis din Timișoara. Vă invităm la cele două concerte, sâmbătă și duminică, 25 și 26 noiembrie, ambele cu începere de la ora 19 și 30 de minute.